Mulțumim, Sara. Ce pot să vă spun este că această melodie pe care tocmai ce am cântat, acest imn, această rugăciune cântată, este în asentimentul celor pe care eu, minutelor pe care le-am pregătit. Deci, Duhul Domnului deja lucrează. Am intitulat această intervenție Ce este omul? Cred că toată lumea și-a pus întrebările următoare. Ce este omul? Cine sunt oamenii dacă sunt în mâna lui Dumnezeu? Cine sunt oamenii dacă nu sunt în mâna lui Dumnezeu? De curând am avut un eveniment trist în familie. Bunicul s-a stins și a trebuit să-l îngropăm. Și lucrul acesta m-au pus pe gânduri. Cumva, atunci când ajungi mai aproape de sfârșitul călătoriei noastre pe acest pământ, poți să-ți dai seama de faptul că viața noastră este foarte scurtă. Chiar Isaia ne spune în 64:8, dar Doamne, Tu ești Tatăl nostru, noi suntem lutul și Tu, olarul care ne-ai întocmit. Suntem cu toții lucrarea mâinilor Tale. Aflăm împreună că de la începuturi Dumnezeu a creat cerurile și pământul și și-a dorit tare mult să aibă o ființă care să se bucure de creația pe care El a pregătit-o. Așa că a pus mâna pe pământ, în pământ, și a început să modeleze un chip de lut. Dumnezeu a modelat un chip de lut exact cum olarul modelează un vas. Iar acel vas îl hotărăște să-l îi dea diferite întrebuințări. Am fost curios să văd dacă vasele de lut mai sunt folosite și acum. Pentru că atunci când eram mic, bunica mea pregătea mâncare în vase de lut. Și a descoperit câteva lucruri interesante care fac vasele de lut să fie diferite de vasele standard pe care le folosim. Nu poți pune niciodată o oală de lut în cuptorul preîncălzit, cuptorul deja cald, deoarece se va sparge. Gătitul în vasul de lut nu necesită neapărat adaos de ulei. Nu se va așeza vasul de lut fierbinte pe o suprafață rece, pentru că aceasta vasul se va fisura. Nu poți să folosești vasul de lut pe aragaz, va trebui să-l pui în cuptor. Un vas de lut reține căldură chiar și după ce ai scos oala din cuptor. Procesul de coacere nu s-a încheiat. Dacă dorești, ridici capacul ca să se oprească procesul acela de fierbere. De asemenea, într-un vas de lut poți să stochezi, poți să pui pe termen lung ulei, mâncare. În Biblie avem un exemplu când Maria Magdalena a avut chiar mir, dar și compost, adică mâncăruri stricate pe care vrei să le arunci. Dumnezeu a creat chipul nostru de lut. Pe primii noștri părinți, pe Adam și pe Eva, și după ce i-a modelat, le-a pus în nări suflare de viață. Aș vrea să ne concentrăm un pic pe acest aspect. După ce a creat omul, Dumnezeu i-a pus în nări suflare de viață. Ce înțelegem noi din această acțiune? E faptul că Dumnezeu ne consideră niște vase importante. El a pus un lucru extraordinar în noi, pe care nimeni altcineva nu poate să-l reproducă. Să știți că știința se străduiește, cred că s-a străduit de-a lungul timpului, să creeze viață, însă nu a avut succes. Chiar dacă omul se joacă de Dumnezeu prin bioinginerie, nu a reușit să creeze, ci doar să modifice genetic anumite lucruri. Noi trebuie să înțelegem că doar Dumnezeu
poate să pună acest lucru extraordinar, suflarea de viață. O să revenim peste acest aspect puțin mai târziu. După ce Adam și Eva au fost creați, Dumnezeu a binecuvântat și le-a spus să crească, să se mulțească și să umple pământul. Dar de asemenea să aibă grijă de grădină, de grădina pe care El le-a oferit-o ca dar. Nu mult timp după aceea, Eva se hotărăște că ar vrea să pună în acest vas de lut, în mintea ei, în vasul de lut pe care l-a primit, un gând. Gândul că e bine să cunoști binele și răul, că e bine să fii ca Dumnezeu. Un lucru aparent inofensiv s-a transformat într-o tragedie. Natura, plantele, animalele, toate au avut de suferit din cauza acestei neascultări. Chiar dacă Eva a regretat faptul că a considerat că e bine să pună ceva în mintea ei, ceva nepotrivit, repercursiunile au rămas și le putem vedea chiar și astăzi. Da, așa. Mai tare, da. Mult. Bun. Ce s-a întâmplat în continuare, îl cunoaștem cu toții. Ok, bine. Omul a considerat că poate să pună în mintea lui orice lucru și că poate să facă tot ce-și dorește, nemai ținând cont de Dumnezeu. Dacă Eva prima dată a pus doar o idee, următorul om a pus o faptă. Adică Cain l-a omorât pe fratele lui. Și lumea ușor a început să se degradeze. Frații se certau între ei. Părinții nu-și mai iubeau copiii, copiii nu-și mai respectau părinții. Războaie, neînțelegere. Satana și-a dorit atât de mult să corupă această creație minunată, adică acest vas de lut pe care Dumnezeu l-a creat, în loc să avem gânduri potrivite și să ne umplem cu mir și uleiuri, adică cu Duhul Sfânt, am căzut în capcana gândurilor și acțiunilor greșite, degradându-ne astfel natura divină. Oamenii au continuat să se degradeze atât de mult și de mult, iar Satana părea că a învins. Dar după aproximativ 4.000 de ani de la creațiune s-a întâmplat un eveniment extraordinar. Dumnezeu s-a întrupat în chip de om. Adică acel Dumnezeu care a creat omul a venit să ne arate că ne iubește atât de mult și că își dorește să folosească acest vas de lut pe care noi am continuat să-l degradăm și să ne arate cum să-l folosim. În Psalmii 144, versetele 3 și 4, citim următoarele. Doamne, ce este omul ca să-i cunoștință de el? Fiul omului ca să-i seama de el? Omul este o suflare. Zilele lui sunt ca umbra care trece. În Eclesiastul Solomon ne spune, Eclesiastul 6 cu 11, ce este omul se cunoaște după numele care i s-a dat de mult. Se știe că este din pământ și nu poate să se judece cu cel ce este mai tare decât el. Încă de la apariția lui Iisus pe pământ, Satan a încercat să-l facă să dispară. Știa că dacă Iisus reușește să-l facă pe om să conștientizeze că el este un vas de lut în care se pot ține lucruri minunate, ar fi pierdut. A încercat să-l distrugă pe pruncul Iisus și ulterior, apoi, când Iisus a primit botezul, a venit să-l ispitească, să-i strecoare în minte idei asemănătoare celor cu care o ispitise la începuturi pe Eva. Pofta, ispita mândriei și puterii, ispita închinării greșite. Dar Iisus a pus în mintea lui până la acea vreme, până la 30 de ani, lucruri de mare preț, iar comuniunea pe care o avea cu Tatăl Ceresc l-a ajutat să conștientizeze capcana pe care ispititorul i-o întinsese. Iisus a triumfat în această luptă, iar Satan a trebuit să plece învins. Iisus a avut o puternică comuniune cu Tatăl Ceresc și o înțelegere profundă a voii lui, lucru care l-a ajutat să recunoască și să respingă ispitirile diavolului.
Prin această comuniune și credință în Dumnezeu, Iisus a triumfat. Ce s-a întâmplat în continuare este foarte simplu. Iisus a început un proces de conștientizare pentru oameni, arătându-le că sunt fii ai lui Dumnezeu și că nu sunt pierduți. Tot ce trebuie să facă este să-și dorească să se apropie de Dumnezeu și vor fi salvați. Întreaga viața lui Iisus este un exemplu viu. Își începea adesea ziua cu rugăciune și meditație. Se retrăgea în locul liniștite pentru a se ruga Tatălui, cerându-i putere, dar și planul pe care l-are pregătit pentru acea zi. Cred că și noi putem să luăm exemplu de la Mântuitorul ca să putem să ne începem ziua nu cu griji, nu cu, nu știu, ecrane, ci printr-o mulțumire că am mai primit o zi în dar. Iisus călătorea pe jos în diferite locuri și predica Evanghelia, vindecând bolnavi și discutând cu oamenii despre împărăția lui Dumnezeu. O parte importantă a zilelor lui Iisus implica vindecarea bolnavilor și a celor suferinți. Iisus a vindecat orbi, a înviat morți și a vindecat tot felul de boli. Iisus petrecea timp cu oamenii, atât cu ucenicii săi, cât și cu cei din mulțimile care se adunau pentru a-L asculta. El a răspuns la întrebările oamenilor și a interacționat cu ei în mod personal. El folosea frecvent povestiri și parabole pentru a învăța oamenii despre iubirea lui Dumnezeu, mila și iertarea. Iisus călătorea adesea dintr-un loc în altul, predicând și vindecând pe drum. El a mers în diferite orașe și sate pentru a-și îndeplini lucrarea. Cu iubire și blândețe, Iisus se apropia de fiecare păcătos și de cei care sufereau. El nu îi judeca pe cei greșiți, ci îi accepta și îi vindeca cu compasiune. Iisus a petrecut timp cu cei marginalizați și păcătoși, arătându-le milă și oferindu-le speranță. Prin învățăturile sale și prin faptele sale pline de iubire, El a arătat că nimeni nu este prea pierdut pentru a fi salvat și nimeni nu este prea păcătos pentru a primi harul divin. El a fost și rămâne exemplul suprem al compasiunii și iubirii necondiționate, învățându-ne cum să iubim și să acceptăm pe toți, indiferent de greșelile lor. Ce exemplu minunat ne-a oferit Iisus! Acesta a fost planul lui de la început, ca omul să trăiască în comuniune unul cu altul, manifestând un spirit de iubire. Acum, dar, ce îmi rămâne mie de făcut? Să conștientizez că viața mea pe acest pământ este scurtă. Eu nici măcar nu-mi dau seama cât de repede mi-au apărut aceste fire de păr albe. Ca mâine ajung bunic și apoi o să urmez calea pe care urmează toți oamenii. Dacă acesta este parcursul pe care Dumnezeu consideră că este potrivit pentru mine. În Psalmii 90 cu versetul 10 ni se spune: anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, iar pentru cei mai tari la 80 de ani. Și lucrul cu care se mândrește omul în tot timpul lor nu este decât trudă și durere, căci trece iute și noi zburăm. Dar între timp, până ajung la cel pas final, urmez eu oare exemplul lui Iisus? Sunt eu bun cu cei de lângă mine? Cum sunt la muncă? Dar acasă? Ce lucruri pun în mintea mea? La ce lucruri mă uit? Cum îi văd pe cei din jur? În Eclesiastul 11 cu versetul 9, Solomon ne spune: bucură-te, tinere! Toți suntem tineri în fața lui Dumnezeu. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta. Fii cu inimă veselă cât ești tânăr. Umblă pe cai alese de inima ta și plăcute ochilor tăi.
Dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că exemplul pe care l-am primit acum 2000 de ani este exemplul suprem. El, Iisus, ne-a oferit cel mai bun tipar pe care noi putem să-l folosim pentru a avea o viață împlinită. Pentru că cea mai împlinită viață este viața alături de Dumnezeu. Amin.